cum a fost pentru tine rolul ăsta? A fost puțin dificil. Nu o să mint, a fost destul de dificil, mai ales spre sfârșit, când devine mult mai profund, trebuie să adun mult mai multă energie în tine, pentru că sunt mult mai puține vorbe, așa că toată energia trebuie să fie în tine, trebuie să exprim toate trăirile, trebuie să fie exprimat toate trăirile de până acum, de până atunci. La mare a fost incredibil de frumos, deși cred că cel mai dificil a fost din punct de vedere fizic. Toate câmpurile acelea de mași pe care le-ați văzut nu sunt atât de ușor de parcurs. Sunt destul de dificile, cu mulți spini. Însă rolul ei m-a ajutat foarte mult să înțeleg mai mult suferința oamenilor, suferința familiilor, celor care nu știau ce se întâmplă cu cei dragi, nu știau unde pot să-i găsească. Cred că asta a fost cel mai important lucru când vine vorba de Lia. Personajul meu e inspirat din, dacă ați auzit, de Îngerul Închisorii de la Siget. Tot așa, o fată, la fel ca mine, cu fizionomia mea, însă ea făcea legătura între familii și pușcăriași. Și pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta că mi-a zis, pentru că am putut să mă apuc de ceva, de o informație. Și pe baza asta mi-am făcut eu rolul. Cum se întâmpla această conexiune, ea le transmitea prin semnal morse cu o eșarfă, în timp ce ei, la rândul lor, îi răspundeau. Și așa putea să facă conexiunea între familie și pușcăriași. Cel mai mult m-a ajutat cea mică. E, mai ales fiind atât de tânără, nu știu cum e să fii în poziția unei mame. Numai că stând atât de mult cu ea, m-am apropiat atât de mult de ea încât, nu știu, era o conexiune pe care nu o puteam explica. Asta m-a ajutat și mai mult. Și trăirea de la sfârșit a fost de o grandare incredibilă. Tocmai ce am terminat facultatea, am terminat facultatea în Anglia, facultatea de teatru. Acum încă învăț, încă studiez. Sunt la un curs de actorie în Londra și după ce termin acest curs de actorie, voi urma cariera. De ce crezi că te-a ales tocmai Anachea pentru rolul ăsta? Ai dat un casting? Am dat un casting. Ați vorbit? Cred că cel mai bine l-a întrebat pe el, dar poate datorită vulnerabilității personajului și ușurința mea de a mă aduce în acel punct de vulnerabilitate intensă.